Deci ați făcut, ați parcat mașina aici? Da, am stat. Și de unde ați desfăcut? Ia arătați-ne cum ați desfăcut acolo la rezervor, da? Ce ați făcut? Lăsați-l așa, desfaceți ca și cum să ne arătați metodul. Așa, ia, introduceți furtunul, cum ați făcut exact? Bidoanele unde le aveați depus? Nu, aici. Asta l-ați avut aici, da. Și celălalt în cabină, nu? Da, a fost cu totul altceva, n-a avut nicio treabă. Așa, și l-ați ținut acolo sau jos? Că văd și niște pete de... Nu, a fost după el, când am... A, după furtun, da, nu? Da, da. Apoi ce ați făcut? Ați prins furtunul și... Da, ați prins, ați înodat la apoi furtunul și l-ați băgat la loc, nu? Moment în care... Ați fost surprins, nu? Da. Ce intenționați să faceți cu această motorină? O duceați la auto dumneavoastră, nu? Da. Este prima dată când faceți așa ceva? Da, nici n-am... Vă rog să ne arătați și cel de-al doilea bidon care l-ați urcat în cabină mai devreme. Da, era aici deja. Da, știu. Cunoaștem. Nu-i deschisă pe partea asta? Este gol bidonul? Da. Nu se vede. Ia desfaceți acel miros. Tot am motorină. De un an. Și nu se sizează patronul că lipsește motorină din rezervor? Da, acum v-am zis că n-am mai luat. Dar și n-am... Este prima dată, nu? Da. Lucrați de mult la această societate? Ne-a preluat de un an de zile. De un an de zile, nu? Ca ce lucrați dumneavoastră la această societate? Am lucrat și am înțeles. Și cum ați procedat? Dar n-a fost aici, el era... Vă rog, vorbesc cu dumnealui deocamdată. Ia explicație. Ce ați făcut? V-ați plimbat pe aici? Păi și n-ați fost la furtun aici? Aici ați fost surprins, la furtun. Nu, n-am. Dar ce făceați? Vă uitați dacă vine cineva, nu? Sincer. Hai spuneți. Dacă vine vreo mașină de poliție, de jandarm, de... Nu? Ați mai luat motorină? Nu. N-ați mai... N-ați mai sustras. Lucrați de mult la societatea asta? Nu, de 8 luni. Ați mai folosit vreodată motorină la autoturismul proprietate? Nu, sustras din rezervă, deci ar fi pentru prima dată era când, nu? Da. Asif. Patrula de jandarmerie a surprins în flagrant pe cei doi bărbați în timp ce sustrăgeau motorina din auto-utilitara societății la care erau angajați. Acestora le-au fost întocmite actele de constatare sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.